Preoți, profesori, elevi și studenți, dar și credincioși din Reșița au participat joi seară la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiu la conferința cu tema Tinerii în Hristos și în Biserică, provocările tineretului la adresa bisericii. Prelegerea a fost susținută de părintele conferențiar dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Am fost primiți în mijlocul credincioșilor din Reșița, oamenilor de cultură de aici și a prietenilor bisericii, aș îndrăzni să spun, vorbind despre tineret și cum provoacă tineretul biserica. Din punctul meu de vedere, o bucurie a mărturisirii și a împărtășirii împreună cu foștii studenți, cu actualii colegi și prieteni în misiunea de zi cu zi a bisericii, a marilor axe de luptă în ceea ce privește menținerea tinereții fără bătrânețea bisericii. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiu în colaborare cu Protopopiatul Reșița în cadrul manifestărilor culturale Reșița în 10 dimensiuni. În cadrul manifestării culturale Reșița în 10 dimensiuni organizată de către Casa de Cultură a Sindicatelor Reșița, manifestare aflată la cea de-a 31-a ediție, dimensiunea spirituală a fost marcată de o conferință, de o întâlnire, de o seară cu totul binecuvântată. Nu putem decât să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această seară și pentru folosul duhovnicesc care suntem convinși prin reacția participanților din această seară, de la această conferință, reacție care a fost una cu totul și cu totul aleasă, văzând interesul deosebit al tinerilor noștri pentru problemele duhovnicești, pentru problemele reale cu care se confruntă ei, fiind membri ai bisericii noastre. Am gândit ca să începem și să sfârșim tot cu această dimensiune spirituală. A fost o seară deosebită pe care nu o să o uităm și poate că în viitor vom continua ca prima dimensiune întotdeauna, cum este absolut firesc să fie, dimensiunea spirituală. După susținerea conferinței, tinerii au adresat întrebări atât pe marginea temei, cât și legate de alte probleme cu care se confruntă în societatea actuală.